Pentru România, corupția continuă să fie o provocare. Ea reprezintă un fenomen care afectează toate statele membre ale Uniunii Europene și costă economia europeană aproximativ 120 de miliarde de euro anual. În ultimii ani, în România, lupta împotriva corupției a fost ridicată la un nivel înalt. Au fost deferiți justiției și condamnați mai mulți foști miniștri, funcționari de stat, primari. Dar experți în domeniu consideră că eforturile pentru prevenirea și pedepsirea actelor de corupție ar trebui intensificate. Care sunt rezultatele în combaterea corupției în România? La noi nu contează calitatea persoanei care face obiectul investigației. Am investigat de la cel mai mic funcționar care ne-ar atrage competența de investigare până la una dintre cele mai mari funcții în statul român, cum este cazul primului ministru. Conform aprecierilor analiticienilor în domeniu, lupta împotriva corupției dusă de justiția din România are o repercusiune neașteptată în domeniul economiei, încetinirea investițiilor și reducerea locurilor de muncă din cauza ezitării în aprobarea unor proiecte. Procurorul șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție, Călin Nistor, spune într-un interviu acordat în exclusivitate Radio-Televiziunii Voivodinei că, în momentul de față, în România, corupția afectează aproape toate sferele societății. Sunt sfere mai puțin afectate de corupție, cum e sistemul judiciar și alte, dar nu cred că a existat. Noi am investigat cam din toate sferele societății fapte de corupție. E adevărat că unele sunt mai contaminate de corupție, altele mai puțin contaminate, pentru că ca și fenomen, corupția este un fenomen extrem de versatil. El contaminează foarte ușor întreaga societate la un moment dat. Din experiența proprie, cele mai contaminate domenii în sistemul social-economic al României, printre cele mai contaminate se regăsesc domeniul achizițiilor publice, unde uneori e posibil ca frauda în achiziții publice să ajungă chiar până la 30-40%, sistemul medical, chiar și sistemul de învățământ. Societatea Academică din România și site-ul romaniacurata.ro au realizat un proiect, o hartă online interactivă ce permite vizualizarea unei serii de informații referitoare la cazurile instrumentate de către procurorii DNA într-o manieră user-friendly. Harta corupției județene conține informații extrase atât din comunicatele de presă a condamnărilor definitive, cât și din comunicatele de presă ale trimiterilor în judecată publicate pe site-ul DNA. Harta este colorată în funcție de numărul de fapte comise în fiecare județ, indiferent de instanța care a dat decizia finală sau de domiciliul persoanelor condamnate. Din cele văzute pe hartă se poate constata că din cele 42 de județe din România, în județele București, Maramureș, Bacău, Caraș-Severin, Giurgiu și Argeș, corupția a fost cea mai frecventă. Cristina Gușet, director al Freedom House București, spune că în ultimii ani DNA a devenit una dintre cele mai credibile instituții anticorupție din România. Instituție care este cotată în primele 5 din Europa, întrucât are în componența și succesul ei este datorat faptului că are în componența sa și experți și polițiști și procurori. Deci, datorită faptului că a funcționat, cum spuneam, și categorii datorită unei schimbări în rândul instanțelor. Și cât afectează corupția în momentul actual societatea civilă sau civică? Corupția afectează societatea în general, dacă vă întrebați, și mie asta îmi pare principala problemă. Și afectează, după părerea mea, generează sărăcie prin lipsa concurenței. Noi ne uităm la fenomenul acesta, la achizițiilor publice, iar în cadrul proiectului despre care am vorbit înainte, am derulat timp de 9 luni un program de monitorizare a achizițiilor publice, a contractelor, și se vedea acolo în monitorizarea aceasta că mai toate contractele merg la o clientelă politică. Deci e clar că nu ai concurență, ai prețuri foarte mari, nu ai eficiența banului public. S-a văzut acum în cazul acesta de la Primăria Bucureștiului cum prețurile erau mărite cam de
aproape de 3 ori. Eu cred că sunt mărite între 2 și 5 ori. Prețurile sunt, sunt mai mari, între de 2 ori mai mari și 5 ori mai mari. Deci, societatea civilă în România cred că a fost destul de activă. Suntem câteva organizații neguvernamentale care am contribuit într-o oarecare măsură la, la susținerea acestui demers și cred că, într-adevăr, afectează societatea într-o foarte mare măsură. Valeriu Turcan, analitician politic, consideră că Direcția Națională Anticorupție își efectuează foarte bine misiunea, constatând că mai sunt încă multe de făcut pentru aducerea în fața judecății a majorității funcționarilor din vârful vieții politice. Nu e realist să așteptăm că fenomenul corupției va fi eradicat. România în continuare are un nivel ridicat al corupției, însă această campanie împotriva corupției, care cred că este cea mai intensă, chiar uitându-ne la alte state din plan european, și-a atins niște obiective, în sensul în care nu doar Departamentul Național Anticorupție, ci societatea în, în largul ei, nimeni nu mai este în acest moment oarecum ferit de acțiunea legii. Am avut zeci de miniștri, zeci de parlamentari, sute de primari și aleși locali, un fost prim-ministru condamnat. Rezultatele sunt oarecum șocante și pentru mulți români. Nu ne-am așteptat la ele, dar aceasta este realitatea. A fost un efort de a crea o instituție, de a o consolida prin alocare de resurse și de personal, de a crește o nouă generație de procurori și de judecători și, desigur, și de ceva răbdare, pentru că nu cred că ar fi fezabil ca o țară să aștepte rezultate în 2-3 ani. Vorbim de cel puțin 5 ani, dar odată ce se creează o masă critică, această mașinărie anticorupție nu mai poate fi oprită. Sunt oameni foarte tineri care vor să-și facă meseria. Exact, cred că au exact sentimentul pe care l-ar avea un tânăr jurnalist sau un jurnalist care dorește să-și facă meseria sau un medic care vrea să-și facă meseria. Au avut o șansă, au beneficiat de foarte multă expertiză americană, britanică, germană, franceză, prin diverse programe pe care acele țări individual sau Uniunea Europeană, prin Comisia Europeană, le-au finanțat, astfel încât au ajuns la un nivel de, de pregătire. Au trecut și ani și nici politicienii n-au un număr nelimitat de scheme prin care sifonează banul public, pentru că despre asta este vorba. Să reduci capacitatea clasei politice de a deturna banii pe parcurs. Nici ei n-au nenumărate variante, procurorii le-au învățat toate aceste scheme prin care ei acționează și s-a mai creat un lucru. Odată ce oamenii au văzut că este posibil ca un fost prim-ministru să ajungă la închisoare, oameni foarte importanți din fotbal, din economie, să cadă, a existat o anumită emoție pozitivă în a colabora cu instituțiile statului. Conform datelor din 2013 ale Băncii Mondiale, una din 10 companii din România a raportat că i-a fost cerută mită, corupția fiind unul din motivele invocate pentru neacceptarea României în spațiul Schengen. Călin Nistor spune că există instrumente anticorupție aplicate de DNA în vederea protejării cetățenilor de eventualele consecințe dacă se hotărăsc să anunțe un act de corupție. Codul de procedură penală român conferă dreptul de, ca o persoană care are cunoștință de săvârșirea unor infracțiuni de corupție să fie protejată și sunt definite două categorii de martori în dispoziție, martorul cu statut amenințat și martorul vulnerabil. O persoană la un moment dat poate fi introdusă în programul de protecție a martorilor dacă procurorul apreciază că se impune această situație. Dacă nu se impune introducerea în programul de protecție, poate fi protejată prin alte mijloace. Poți cere organelor de poliție să-i asigure supravegherea domiciliului, să-i asigure deplasările
pe o perioadă determinată de timp. Directoarea Freedom House, Cristina Gușet, spune că combaterea corupției este în strânsă legătură cu independența justiției, dar că și astăzi există impedimente în calea luptei anticorupție. Există, bineînțeles că există. 2012, când noi am vorbit despre o lovitură de stat și alții au vorbit doar despre eliminarea președintelui Băsescu, a fost un astfel de moment în care noi susținem că momentul acela a fost generat de prima condamnare cu executare a fostului premier Adrian Năstase. Nimeni nu se aștepta ca premierul Năstase să fie condamnat cu executare. Se aștepta o condamnare cu suspendare. Acest fapt a generat o foarte mare îngrijorare și a generat această lovitură de stat, care a fost o lovitură de stat prin decapitarea instituțiilor statului într-un interval extrem de scurt. Și atunci a fost un moment în care am stat pe baricadele acestea. Un alt moment a fost Marțea Neagră, când parlamentarii încercau 10 decembrie 2013, când parlamentarii încercau să nu mai fie obiectul legii penale, deci se ridicau deasupra legii. Asta a fost un alt moment dificil. Și momentele dificile continuă, momentele cu ANI, cu Agenția Națională de Integritate, care s-a încercat continuu să fie cât mai slabă în ceea ce face, și asta a fost un alt moment. Iar acum, mai departe, anul acesta, când se încearcă o modificare a codului penal și a codului de procedură penală, modificare care să îngreuneze munca de anchetă. Deci sunt repetate momente și aici cred că societatea civilă, adică câteva organizații neguvernamentale din România, au reușit să mobilizeze și presa și societatea în sens larg. Comentând declarația președintelui român Klaus Iohannis în Parlament, conform căreia până la sfârșitul mandatului său vrea să elimine corupția din preocupările românilor, Cristina Gușet spune că este una prea optimistă. Dacă ai face corupția suportabilă, pentru că este corupție peste tot, mie mi se pare, și să fie într-adevăr mai puțin prezent în agenda publică, în sensul că oamenii se vor obișnui să funcționeze parchetele, mi se pare un obiectiv optimist, dar poate posibil. Domnia sa, cred că exprimă ceea ce mulți oameni în societatea românească exprimă, ca viitorul acestei țări să fie bazat în primul rând pe lege și ca oamenii tineri care își fac business-uri sau vor să întreprindă o afacere să aibă o șansă egală cu cei care au făcut Marea Verde după 1989, măcar în acel moment în care depun un proiect. Așa vom reuși, practic, să avem o absorpție mai bună a fondurilor europene, oamenii să aibă o încredere mai mare în societatea românească și afacerile să se dezvolte mai armonios. E un lucru pe care toți investitorii străini îl cer atunci când merg într-o țară, să aibă șanse egale. Și cred că toată acțiunea instituțiilor anticorupție este salutată de acei oameni care vor să aibă șanse egale. Și este criticată de cei care au făcut mari averi profitând de o relație privilegiată cu statul, indiferent de cine deținea funcția de prim-ministru sau de președinte. Comentând ultimele evenimente legate de ancheta DNA, prin care este suspectă de mai multe infracțiuni, printre care fals de acte, spălare de bani, evaziune fiscală și conflict de interes, respectiv reținerea în arest preventiv a primarului Bucureștiului Sorin Oprescu, premierul român Victor Ponta, pentru Radio Televiziunea Voivodinei, a spus următoarele. Este una din caracteristicile României, însă ceea ce eu susțin de fiecare dată este că cei care încalcă legea trebuie să plătească, dar cel mai important este, din punctul de vedere al Guvernului, ca procedurile și legile pe care le avem și pe care le îmbunătățim să dea cât mai puțin loc de interpretări și să lase cât mai puțin loc pentru fapte de corupție.
Asta înseamnă transparență, reguli clare și eficiență în actul de guvernare și de administrare publică. Am să ilustrez punctul meu de vedere prin o întâmplare de acum probabil jumătate de an sau un an. Noi am avut aici câteva personaje care veneau din trecutul comunist. Ei aveau experiența economiei capitaliste, lucrând în străinătate, mulți erau considerați a fi oamenii securității. Desigur că după 90 au fost primii care să pună mâna pe bijuteriile post-economii comuniste. Ei știau, aveau și resurse, aveau legături foarte bune în străinătate. S-au îmbogățit, au ajuns la niște averi spectaculoase. Desigur că aceste averi s-au făcut cu sprijin politic. Este o caracteristică a fostelor țări comuniste. Mâna lor era foarte lungă și în politică și în justiție. Oamenii știau cine sunt. Și într-o bună dimineață, după arestarea unui astfel de personaj venit din trecutul comunist, cu foarte mulți bani făcuți pe relația cu statul și în mod netransparent, am putut să văd reacțiile, să ascult reacțiile mergând spre jobul meu dimineața. Și erau foarte mulți tineri, unii lucrau în mediu privat, alții lucrau în administrația publică, alții lucrau în școli și grădinițe. Și mesajul lor era următorul. Nu credeam că va fi posibil așa ceva în România. Sunt conștient că de mâine nu va crește salariul de 10 ori. Sunt conștient că pentru mine îmbunătățirea traiului nu este o iminență. Nu se va întâmpla rapid. Pe de altă parte, chiar dacă stau pe câteva sute de euro lucrând ca profesor într-o școală, văzând că acești oameni corupți încep să cadă, se întâmplă un fenomen foarte important. Încep să cred că există speranță în această țară. În legătură cu cazurile particulare la care ați făcut referire, toți oameni foarte importanți, mai ales primarul Oprescu. Primarul Oprescu au fost arestați câțiva dintre cei mai importanți consilieri în lunile premergătoare. Vorbim totuși de unul dintre cele mai mari orașe europene, cu un buget foarte mare, derivat nu doar din venituri proprii, ci și din diverse proiecte internaționale, unele făcute cu bani europeni și așa mai departe. Era oarecum previzibil că se va ajunge și la primarul Oprescu, căzând pe rând oameni din administrația domniei sale. Și cred că mai este un lucru important. Pe oameni nu-i poți minți când văd că lucrările publice sunt de o calitate îndoielnică. Ei spun, ok, pentru ce cheltuim miliardele de euro, pentru că ele nu se văd neapărat în drumuri mai bune sau într-o administrație mai eficientă. Oamenii, mai ales la nivelul localităților, că sunt mai mici, că sunt mai mari, oamenii sunt primii care știu dacă ceva e în regulă sau nu, pentru că ei văd că drumul a fost reparat prost, că s-a pus asfaltul de 3 ori în 3 ani de zile și așa mai departe. Analistul Turcan spune că dacă nu ar exista un sprijin din afară, aceste rezultate realizate de Direcția Națională Anticorupție ar fi fost greu de realizat, iar într-un viitor apropiat, beneficiile sunt enorme. Am avut recent situația dramatică din punct de vedere financiar din Grecia. Grecia este o țară mare, este o țară cu economie puternică, e o țară cu o istorie admirabilă. Dar când vezi că s-au luat multe sute de miliarde împrumut, parte din bani au fost utilizați prost și nimeni nu este tras la răspundere, apar întrebări, alții cum de-au reușit. Nu va fi posibil în vreo țară membră a Uniunii Europene sau nemembră fără să existe o decizie politică foarte fermă, multe resurse alocate de la bun început și o constanță în a apăra instituțiile respective de zona politică, pentru că încercări vor fi, unele vor fi transparente, altele vor fi mai puțin transparente. Lobby-ul împotriva instituțiilor anticorupție nu va fi doar în plan intern, va fi de multe ori disimulat ca venind din străinătate.
sub, să spunem, alte proiecte de reformare a instituțiilor anticorupție. De aceea, eu cred că este un efort greu de făcut de către un stat. Și mă uit retrospectiv, dacă n-ar fi fost un puternic sprijin din partea partenerilor internaționali, politic, dar și în planul asistenței financiare și tehnice, nu cred că acest lucru ar fi fost posibil doar printr-un efort național. Însă beneficiile sunt enorme. Este cea mai importantă metodă de a opri sifonarea banului public de către politicieni. Desigur, nu, acest lucru nu garantează că statul va deveni brusc eficient. Este o altă chestiune. Trebuie politici, trebuie schimbări de legislație. Dar pentru a opri sifonarea banului public și pentru a curăța zona politică de infractori, crimă organizată și influențe nefaste, este cel mai bun instrument. Analiza realizată pe anul 2014 de economiștii români și cei din spațiul comunitar arată că evaziunea fiscală și corupția distrug esența României și trag în jos economia țării. Economia subterană reprezintă o pătrime din activitatea economică, iar un sfert dintre români lucrează la negru. Dacă aceste activități ar fi taxate conform legii, atunci incasările la stat s-ar dubla, consideră experții în domeniu.